De unde denumirea de talam de pisică? Salutare tuturor și bine ați venit sau revenit pe acest canal pe YouTube! Astăzi împreună cu colegii de la sediu, Capriel, Răzvan, Danila, Jona și Jean, Andrei și Ianis, vom filma un Q&A cu întrebările voastre. Avem 37 de întrebări și hai să-i dăm drumul. Prima întrebare. Cum v-ați cunoscut și ați făcut acest proiect la sediu? Bună întrebare. Păi eu am aminte de ziua aceea de parcă ar fi fost ieri. Noi, adică eu, Castravete, a.k.a. Danila și Pudi, Capriel, suntem frați. Practic ne-am cunoscut acasă. Vărulu, a.k.a. Răzvan, verișorul nostru. Pe Jona l-am pescuit pe drum, avem și studio aici și aveam nevoie de un producător. Nu prea vine la muncă, dai băia bună. E mai mult plecat cu Ina și cam așa am început toată treaba. A doua întrebare. Câți ani aveți? Capriel. Să tot fie 21 de ani. Răzvan. 25 de ani. Căsătorit nefumător la casa lui. Danila. 19. Fac 20 luna viitoare. El este un spirit mai liber, fin așa. Jona, 25 sau 24. Zic asta pentru că chiar nu știu. Edith, știi ce mai bine, soția mea. Edith, te rog, lasă-i comentarii. Eu am 24. A treia întrebare, ce telefon aveți? Orice caz, avem toți de la marca aia cu măr. Aici e o livadă de med. Ce lucrează la sediu? În orice caz, noi toți facem bani din viadră seacă. Fiecare cum poate, unul pe internet, altul la cântări, altul pe transporturi, ce se poate. Dar aici înțelege fiecare ce vrea. Da. Zic cuvintele tale. Încerc să vorbesc, dar numesc cuvintele, așa că o să spun tot odată. De unde sunteți? Curtea de Argeș, orașul regal. Băieții, trei frați, Pitangeles. Eu sunt din Mogoșoaia de la țară. Aleu, mi-a lăsat ghelutele de aia te-ai hatură ca la burduri. Ajuna sincer acum, de ce ai tu alea? Scoară-mi din pământ, ce faci? Întrebarea este următoarea. Jona, te sper vreodată de pe mâine. Eu acasă și cu soțioara mea dragă lucrăm la renovarea casei și sunt foarte multe lucruri. Și ea de ce n-are așa? Pentru că eu dau cu mâna și ea doar... Ca mâna ei să arate așa. Mă rog, Jona, trebuie să arate așa. Deci vreau să muncești și Edith îți spune ce să faci, a? Asta e tratat. Care sunt sporturile preferate? În orice caz, mie îmi place foarte mult să am o viață activă. Se poate vedea pe mine că nu mă dau înături de la niciun sport. În orice caz, îmi place sportul și o să vă spun acum cât de bun eram în liceu. Profesorul meu de sport era prieten cu mama mea și de fiecare dată când mergeam la ora de sport, o suna și îi spunea: Doamnă, să știți că băiatul dumneavoastră are două viteze. Încet și foarte încet. Este foarte puternic. Nu face absolut nimic. Și nici nu vine cu echipamentul. Mie îmi place sala. Ia uitați aici bicepsul, forță. Ia zici, Jona. Și eu am biceps, dar mie îmi place pescuitul. Pescuiește banii din munți. Când eram mic la mama mea acasă, am practicat aruncatul greutăților în familie. Acum că nu mai sunt, practic nimic. Acum că nu mai e la mama acasă, le aruncă pe frățiorii din aici. Și se mai ocupă cu sportul ăsta, cu datul de indicații. Am ajuns la întrebarea cu numărul 7 și spune așa: de ce nu faceți 100k de followers pe Insta și YouTube? Că nu dați voi subscribe și like și nu distribuiți. Să știți că și vizualizarea voastră contează. Și poate... share. De câți ani sunteți membri la sediu? Oh, wow, din decembrie până acum să tot fie un an. La sediu a început în 2019, decembrie, pe 7. Puteți să spunem că avem un an. Un an de muncă în spate, greu. Auzi aici, ce credeți? O să ajungeți departe? Păi am ajuns la casă până aici. Deja sunt la 120 de km de casă și până aici. Și acum haideți să răspundem la întrebare. Noi chiar credem că o să ajungem departe cu proiectul ăsta. Este un proiect foarte fain pentru noi. A început așa, spontan. Și vrem să vedem cât de departe putem ajunge noi. Vreau și eu talam. Deci îl găsiți la Lidl? Prima vitrină, poate. Vă place talamul de pisică? Da, este foarte bun. Este mâncarea noastră preferată când avem bani. N-ați gustat așa bunătate. Talamul de pisică se poate prepara în două moduri. Putem să facem șnițel sau putem să mâncăm crud. Șnițel de contrazic colegului meu, Răzvan. Ai uitat să spui că tunel îl face crispy. Avem o fată care a spus, să știți că eu am dus ideea cu talamul de pisică la un alt nivel, la un rang de artă, l-am făcut ca la KFC. KFC, lăsați mai jos aici buchetele de American Bucket. O să ajungem noi mari,
o să mergem la KFC și pentru noi și pentru voi vom face Romanian Bucket de toate din belșug. Care este mâncarea voastră preferată? Cum s-a spus și mai devreme, talamul în toate formele lui. Ce alegi dintre la sediu și 100 de miliarde de euro? Toți în același timp. Ok. 2, 3 și la sediu! La sediu! De cât timp faceți YouTube? PS, sunteți tari. Nici nu mai amintesc când ne-am apucat de YouTube. Cred că era... Decembrie 2019. Zise Pudi în ianuarie 2020. Un HAIZ, semnul întrebării? Nu, fratele, nu. E greșeală de începători. Este HAIZ și în curând va fi marca înregistrată. Și este HAIZ, nu TZ, HAIZ. Dacă cauți pe Dex acum, te duci pe Google, cauți dicționar, HAIZ, o să vezi acolo că scrie la sediu. Pentru 100 de milioane de euro, ați mâncat 10 kg de talam de pisică sau o lingură de pământ? Eu aș vrea să spun înainte de băieți că eu aș face asta și pentru 500 de euro. Întrebarea cu numărul 19. Când goliți Kaufland-ul de talam? Nu este Kaufland, este Lidl. Lidl, dacă vezi acest videoclip, așteptăm portbagajul ăla de talam de pisică. Pe care ni l-am promis singurii. Care, bă? Ce mașină aveți? Fratele vostru a citit întrebările dinainte și s-a pregătit. Nu că aș vrea să mă laud, dar am o Skoda Fabia 1.2 din 2007 cu 50 de cai, cu 86.000 de kilometri și cu o accelerație demențială. Și sonda Lambda aprinsă în bord. Ce înseamnă la sediu pentru voi și ce planuri aveți pentru viitor? Răspuns inteligent. Am vrea ca umorul din România să nu mai fie un umor vulgar și pervers care promovează superficialitatea și vrem să arătăm urmăritorilor noștri că poți fi amuzant și prin bun simț. Pe scurt, suntem mișto, dar... De unde denumirea de talam de pisică? Răzvan, cred că ar fi cazul să-i cuvântul. Nu mă așteptam. Gata, să vă zic de unde a venit denumirea de talam de pisică. Într-o zi, unchiul nostru a venit la mine acasă și mama avea parizer, un frigider, și parizerul ăla era pentru pisică. Și unchiul meu a văzut talamul ăla de pisică și l-a pus, l-a desfăcut și a început să mănânce din el. După s-a dus la el acasă și în gura mare a început să urle. Bă, a mâncat la Bionela un talam de pisică extraordinar. Și practic de acolo a venit. Și acum să vă spun cum a apărut talamul în viața noastră. Unchiul nostru a venit la București și într-o zi mi-a zis că ar avea poftă de talam de pisică. Eu n-am știut ce e talamul de pisică și m-a dus cu el la Lidl și a venit cu salamul ăsta, cu parizerul. Și toți am zis, bă, cine dai nou salam de ăsta să mâncăm? Bă, frate, și când a ajuns cu el la sediu și l-a pus pe masă, l-a feliat așa frumos și ne-a dat tuturor să mâncăm cu pâine, am zis că ceva mai bun n-am mâncat. Deci a fost genial. Vă certați mereu? Nu. Nu cred că am certat niciodată, nu? Nu. Eu, colegul meu, Răzvan, nici atât. Nu. Voi doi este cel mai bun prieten. Tu ești dimensi, de respect, într-un mare fel. Îți mulțumesc. Ce barosoneală de mașină vă place fiecăruia? Cea pe care o dețin deja. Noi, mi se mă gele cu pe. S-ar spune una cu patru roți. Să mă ducă din punctul A în punctul B. Nu mă interesează ce e, dar să aibă 4 cercuri și a 7 la final. Vă iubiți fanii? Ați face poze cu toți fanii voștri? Noi nu vrem fani, noi vrem susținători, așa că ne e drag de oricine ne susține și cine nu ne susține la fel, n-avem nimic cu nimeni. Dar cei care ne susțin, oricând facem poze, orice vreți voi, poate vă chemăm și pe aici. Care este cel mai mare vis al vostru? Numărul 1 în trending, frate. De câți ani lucrați împreună? Eu lucrez cu băieții... De când l-am fraierit. De când m-au fraierit și de când mă plătesc în... Timpul petrecut cu el. Întrebarea cu numărul 28 foarte tare. Toți băieții de la sediu stați în aceeași casă? Nu, dar ne dorim. Câtă pisică are în el talamul de pisică? Hashtag haiz. Hashtag talam de pisică. Bun, deci talamul de pisică are în el 70% carne, după cum am zis, și carnea este de două tipuri, carne de pisică și carne de cal. Dar este în cantități egale pusă. O pisică, un cal. O pisică, un cal. Întrebarea cu numărul 31. Cum vă imaginați anul 2020?
Ideea e cam așa, anul 2020 nu schimbă nimic. 1 ianuarie nu schimbă nimic, numai voi puteți schimba ceva, schimbând la voi lucruri serioase. Adică programându-vă lucruri și ținându-vă de ceea ce ați stabilit că vreți să faceți. Dacă credeți că 1 ianuarie schimbă ceva, nu schimbă nimic. 1 ianuarie nu schimbă nimic luni, nu schimbă nimic orice zi a săptămânii. Singurul factor de schimb poți să fii tu. Veniți prin satul mare? Eu cum s-a zis și la Revoluție, azi în Timișoara, mâine în toată țara. Azi în București, mâine satul mare sau oriunde mai vedem. Întrebarea numărul 33, foarte tare, pregătiți-vă, țineți-vă de scaun. Aveți canal de YouTube? Ai mâncat gândaci? Și capturează singur sapul după ei. Vai, leo, sunt foarte buni gândacii. Hashtag ta-l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 a
gândesc dacă tot a pus cineva întrebarea asta cântată. Aș vrea să facem o piesă care să se numească Talent de Pisică, pentru că putem să o facem. Lăsați în comentarii părerile, vreți sau nu vreți? Și ultima întrebare, cum a fost copilăria voastră? În toată copilăria mea fugeam de Dănilă, că era un tipor. Venim vorba asta, dacă vă uitați, stați că vin în cameră. Eu când zâmbesc, am însemn aici. Din ce cauză? Pentru că frații mei, aici de față, împreună cu vorul meu, Diana și cine mai era, fugeau de mine când eram mic. Eu am fugit repede după ei să-i văd undeva, am ajuns în spate unde era o grada găinilor și nu i-am găsit. Și în mintea mea de copil, ce mă gândesc? Am văzut o găină de stea ca o ploșcă pe jos și am zis, băia s-a pus mă pe găina asta. Și am văzut găina cum stătea jos și m-am pușat și am apăsat pe ea. Și găina m-a făcut, cocoda, cocoda, calată la bucă. Și după mai merg puțin și văd un cocoș de mă aleargă. Mă aleargă cocoșul, fug și eu. Și ajung în dreptul unui copăcel, cam cât bine că mă opresc și zic, bă, smânc copacul din pământ și bat cocoșul cu el. Dacă nu știa cum era Hercule. Trag de copac o dată de două, cad în fund că n-aveam forță, mi se pune cocoșul și începe din ciugură din față. Și da, acolo este acest semn. Așadar și prin urmare rămâne cum am stabilit, da subscribe, like, share, follow pe Instagram. Hai!